Rou, 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 com a minha Murici motor, rou. Rou, 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 tata, rou, dei. Vê na US, dei. Oi, deixa eu morrer de fome, dei. Ce vorbim aici? Mamă! Hei, salutare, gașcă, bine v-am regăsit într-o combinație nouă, deoarece astăzi vom face un cross vlog. Alături de mine e my brother, care și-a schimbat din greșeală numele pe Instagram, nu? Dar ți-l schimb înapoi cu Cristi. Oricum vi-l pun în primul link din descriere, că e my brother. După cum observați, ai și puțin soarele, dar totuși câte grade sunt? 6-7 grade? Vreau să vă spun ceva foarte, foarte important. Dezabonați-vă repede de la mine și abonați-vă din nou. Adică apăsați pe butonul de dezabonare, abonați-vă din nou în caz că nu v-a anunțat YouTube-ul de câte ori postez și această postare și postările de data trecută, și apăsați clopoțelul. Deci dezabonați-vă și abonați-vă din nou. A luat o razna YouTube-ul de anul trecut. Toți cei care sunteți abonați pe orice canal, nu v-a mai anunțat YouTube-ul, deoarece s-a schimbat algoritmii, deci trebuie să vă dezabonați și să vă abonați instant pe toate canalele pe unde v-ați abonat. Și astăzi vreau să fac un cross vlog frumos. Ce credeți că am făcut? Mi-am luat și role, genunchiere, cască, am fost cocoș și știi ce mai vreau să mai iau? Skateboard. Să facem o combinație, îți iau și eu unul? Să facem far. Mergem și ne plimbăm? Mergem mâine să ne cumpărăm câte un skateboard. Facem un vlog? Lăsați-mi în comentarii și mă duc cu fratele meu, stați să-l pup. N-am cum să-l pup cu casca asta, mi-am cumpărat și casca, ele e inima mea. Și ce credeți că mi-am mai cumpărat? Mănuși, că mi îngheață mâinile în perioada asta și e cel mai ok să ai un grip bun. Aceste mănuși sunt foarte bune, rezistente și la frig. Mi-am cumpărat o cască, după cum se observă, dar i-am dat jos grila de aici ca să pot lipi GoPro-ul pe ea. Și cu aplicația de pe telefon văd cum... și ce filmează GoPro-ul, știți? Pentru că e GoPro Hero 7 Black, e șmecher. O să dau câteva ture, o să fac un TikTok, TikTok-ul meu e Shari Vlogger. TikTok-ul meu îl găsiți aici, iar Instagram-ul meu aici. După cum se observă, suntem pe un teren de fotbal. Încercați să înțelegeți toți cei care mi-ați lăsat în comentarii. Frate, vreau să-mi cumpăr și eu un cross și vreau să știu dacă e legal. Nu e legal să mergi cu el pe drumurile publice, da? Eu dacă merg cu el, merg pe lângă el, îl împing. Dar nu călare pe el. În general, ăsta intră în Peugeot. Am nevoie de încă un băiat ca să mă ajute dacă mă enervez un pic. Singur fac combinația și îl bag în Peugeot, mă duc pe câmp unde am nevoie, îi dau drumul pe câmp, sunt liber să merg pe unde vreau. Nu e nicio lege de pe globul pământesc să-ți interzică să mergi pe câmp. Exact pe aici, pentru că sunt crossuri pentru off-road. Off-road ce înseamnă? Câmp, tată, câmp, 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 câmp. Și după cum se vede, sunt foarte norocos să am, hai de capul meu, sute de mii de hectare și pe partea aia și pe partea aia unde pot să mă plimb. Și nu numai, pe lângă păduri, prin păduri, dar pe unde e voie și pe unde aveți voie. Ia să mă filmeze fratele meu un pic. Când îi dau o cârjă, mi-am cumpărat o bujie, mi-am luat acolo un rucsac și ce mai am nevoie? Un arzător, o chestie, trestie, dacă cumva se arde bujia. Haideți să vă arăt ce am în rucsac. Ha. Acest Pampers nu mi-a aparține. Fiți atenți aici. Asta e căciula pe care am luat-o cu mine ca să țin camera. Camera cu care filmez, o țin în... și aici pun... deci căciula, camera o pun în căciulă, căciula o pun în această cârpă. Am o perie de sârmă, în caz de o sticlă. Foarte important, acest arzător, ia zi, brother. Ia uite. Nu că nu... avion, ești nebun. Ia uite-l. De ce l-am luat? Pentru că de câteva ori am avut nevoie, adică bine, nu era reglat ok și s-a necat. Și ce am zis? Să-l am la mine în caz de se mai neacă, dacă îi dau eu cârjă undeva, o forțez, se neacă și trebuie să se usuce. Mi-am mai luat două NGK-uri. Vino mai aproape, se vede bine, brother? Uh-huh. Uite, asta e cea veche, cred. Da, asta e aia veche, ia uite cum arată, vezi? E chestia de, na, și benzina, cum o alegi și... e afumată puțin, deoarece am tras eu, nu a fost reglat foarte bine carburatorul, dar l-am reglat să vedeți cum o ia la prima bășină, cum eu dau. Iar asta e nouă, de unde mi-am luat casca, mi-am luat și două NGK-uri originale, de la mama ei, ia uite. Uh-huh. Mai, am pus-o pe asta, i-am dat o pedală, a sărit în sus din prima, ești nebun? Din prima. Și pentru cei care aveți probleme și nu e carburatorul reglat sau combinații, deci vă dați seama că se întâmplă niște chestii în care mulți nu știți. Eu am luat un, bine, un spray de pornire. Spray care îl dai un pic pe filtru de aer și pornește imediat. Și mai am aici, în my backpack, mamă, ăsta e backpack-ul de la PUBG. O cheie de 16 cu care desfac bujia,
o șurubelniță și un patent în caz că e nevoie să o încing și să țin cu patentul ca... Bă, e bine să ai toate chestiile astea, chiar dacă într-adevăr unii vei spune: mamă, ce ți iei atâtea combinații cu tine, lasă-le să le ai acolo, frate. O sticluță de apă, cel mai bine, dar o să mai fac eu un vlog, că de-abia au intrat vlogurile în acțiune cu crossul. E bine să aveți întotdeauna la voi și niște bandaje. Bandajele în caz de te lovești, de te zgâri, că na, o iei prin boscheți. Am aici celebrele, să te dea mea aproape, am un pic așa. Am aici o pereche de mănuși, da, care lucrează foarte bine la frig. Sunt expre, de la Decathlon m-am îmbrăcat că este trebuie. I-am pus contactul, îi dau o cârjă. Iar acum o dăm pe liber un pic, că așa trebuie când o pornim, pentru că raportul cutiei e foarte mic. Când apeși în jos, e a întâia, a doua, a treia, a patra. S-a văzut belea, a luat-o în sus? Mamă, ce a sărit cu mine! Deluță de mari! Ok, fraților, nu știu dacă mai fac un outro, dacă nu, las filmarea de pe camera GoPro. Uite, o mai strâng aici, se vede? Gata, am lăsat-o bine ca să nu se miște. Să nu mai aibă nicio treabă. O să meargă fratele vostru acum, că nu putem să mergem doi pe cross, e clar, și nici n-am cum. O să o iau așa roată, merge să vedem un pic lacul sălbatic, tocmai de acolo e un lac mare, mare, foarte, foarte uriaș, de unde vom pescui acum în primăvară. Gata, am început cross vlogurile, o să facem skate vloguri cu role și skateboard vlogging. Mama! Mă duc cu fratele meu și ne luăm fiecare cât un skateboard. Cred că mâine sau poimine, da? Și mergem și ne dăm tot așa GoPro pe cap tot timpul. Casca pe care o am de la role o voi ține ca să filmez cu GoPro. Și mergem și facem vloguri. Oricum și bike vlogging vreau să fac foarte multe. Vreau să vă scot din casă ca să fiți din ce în ce mai în formă. În formă! În formă! Hai la plimbare, băieți!
că mi-a murit și motorul. Ho! 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 Ho, tată! Ho! De-i! De-i, n-auzi, de-i! Oi, de să moară în famii, de-i! Ce vorbim aici? Mamă! Boy, huh?